Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Suntem în declin. Este părerea mea, dacă dumneavoastră aveți o altă părere, vă rog să mă combateți. Suntem în declin din toate punctele de vedere și cred că este și vina noastră într-o mare măsură, dar nu vreau să țin lecții pentru că nu am această calitate, dar mă doare și trebuie să vă împărtășesc faptul că mă doare. Suntem în declin și nu este bine, nu de mult, spuneau colegii chiar de la, din Trust, a fost o emisiune pe această temă, câți au mai rămas, nu știe nimeni. Ultimul recensământ a fost catastrofal, a fost o catastrofă, s-au investit o groază de bani, adică s-au irosit, pardon, că investiția e în ceva util, s-au irosit o groază de bani, au fost costuri teribile și... Mai bine nu făceau acel recensământ. Nu știm, prin urmare, în opinia mea, suntem între 15 și 16 milioane în țară, să nu ne mai mintă nimeni. Mortalitatea crește și natalitatea scade. La Brașov stăm puțin mai bine, spre deosebire de alte județe, dar asta nu ne ajută cu nimic. Și ne hazardăm, și ne hazardăm în acest declin. Hazardul, nu știu, cred că este actul inconștienței. Vom vorbi astăzi pentru că am un invitat cu care nu am mai văzut de foarte multă vreme. Dumneavoastră îl știți foarte bine, toți brașovenii îl cunosc. Doctorul Ionel Aurel, medic primar, ginecolog, nu mai este cazul să mai spunem, a făcut istorie în Brașov. Vom vedea ce ne spune domnia sa, pentru că are experiența necesară și aceea de viață și pe aceea profesională și vom vedea cam care mai sunt patologiile, cam cum mai stăm, dacă mai avem motive de speranțe, de a zâmbi, de a ieși din acest declin. Domnule doctor, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Mă bucur să vă revăd. Mulțumesc. Cu multă plăcere. Mă bucur să aud asta. Mi-amintesc primele emisiuni pe care le-am făcut în televiziune, le-am realizat și cu dumneavoastră invitat. Pe vremea aceea mă deplasam la locul pricina. Da. Acum, da, cine știe, poate că ne mai vedem și în această conjunctură. Domnule doctor, în palmele dumneavoastră au venit nenumărați prunci, care astăzi sunt oameni maturi, poate nu așa? Da. Un lucru care poate o să vi se pare interesant, nu mai știu numărul, dar am peste 200 de persoane care le-am ajutat să aducă copiii pe lume, pe care eu le-am adus pe lume pe dumnealor, pe doamnele respective. Și în istoria mea personală sunt peste 8500 de copii născuți. Ce frumos! Născuți în sensul care am urmărit și sarcina, că în total or fi probabil dublu sau triplu, având în vedere că am lucrat 31 de ani în maternitatea de stat și unde la vremea la care am început eu meseria se nășteau 7000 de copii pe an. Deci era o avalanșă sau rata natalității extraordinară. Lucru care s-a pierdut, lucru care nu e bine. La ora de față, după cum știm cu toții, nu numai conceperea, dar aducerea pe lume și creșterea ulterioră a unui copil costă destul de mult și asta e o mare problemă, cred eu, socială. Statul cred eu că nu face suficient de mult ca să stimuleze aducerea pe lumea mai mulți copii și asta este, după părerea mea, aș putea spune chiar îngrozitor legat de ce o să se întâmple peste 30 de ani, cine o să muncească, cine o să plătească pensiile, cine... Deci e într-adevăr un lucru alarmant pentru mine. În zona Brașovului nu stăm foarte rău, dar e vorba de o anumită politică care nu se întreprinde în această țară. Aș putea să vă spun că a reapărut la un moment dat când legea prevedea că se plătesc 2 ani de zile statul acasă a femeii. După aceea s-a revenit asupra și a apărut al doilea copil, adică femeia care l-a făcut pe al doilea. Tocmai pentru că conta pe acest sprijin. Ăsta s-a redus sau în fine s-au dat alternative în care nu mai e și toată suma și toți acești 2 ani și aș putea să vă spun cu regret că în ultimii 2 ani de zile n-am mai prea întâlnit femeia care să vină cu a doua sarcină de să nască al doilea copil.
Deci societatea, tineretul reacționează, tinerile familii reacționează imediat la un sprijin acordat din partea statului sau nu. E vorba de o politică demografică, nu de un sprijin să le dăm ceva, să le întindem câțiva lei ca să se descurce. Da, politica demografică o facem noi dacă suntem conștienți, dacă prețuim viața și nu viața, ne prețuim neamul. Nu contenesc să dau exemplu ultima, adică nu ultima, penultima, antepenultima ediție a emisiunii în premieră, realizată de către Carmen Avram și echipa sa. Căutați-o pe internet să o vedeți dacă nu ați urmărit-o, în Grecia, să vedeți acolo demnitate națională, patriotism și demnitatea omului aflat în declin. Și noi abia acum începem să conștientizăm. Dar ce trebuie să ne spună cineva la televizor? Vedeți că ne-am împuținat? E limpede, nu? Care au fugit din, au fugit din țară, au plecat pentru că nu mai au din ce trăi, au plecat de foame românii. Așa, cei care rămân acasă, cum să mai facă copil? Deci trebuie să fii conștient dacă nu ai cu ce să-l întreții. Așa? Că nu înseamnă doar să-l hrănești și să-l îmbraci. E un cumul, e foarte complex. Până și asta e o problemă. Sigur, toate, eu sunt surprins neplăcut de faptul că, eu nu știu, hăinuțele pentru copil, o rochiță pentru o fetiță de un an costă cât o rochie pentru o femeie adultă. Și nu mi se pare normal, deloc. Se speculează chiar chestia asta și nu e normal. Într-adevăr, costă un copil și ca să-i mai și asiguri în continuare o dezvoltare psihoafectivă corectă, să facă sport, cum ar trebui să se întâmple. Și școala nu susține suficient, după părerea mea, nici măcar dezvoltarea psihoafectivă. E mai mult instrucție decât educație. Sunt probleme, deci. Sunt. Sunt state, și nu trebuie să vă spun eu, și acum, și altă dată, care subvenționau jumătate din valoarea produselor, toate produsele pentru copii. Da, până la 14 ani. Până la vârsta de 14 ani erau subvenționate, mă rog, fiecare stat dintre cele pe care nu are rost să le enumără acum, care își permiteau să facă acest gest, jumătate din preț, cumpărai o pereche de sandale, nu dădeai cât o mai fi o pereche de sandale acum pentru ei? 80 de lei. 80 de lei. Ei, nu dădeai 80 de lei, dădeai 40 de lei. Și mai luai și o pereche de papucei și așa mai departe. Nu. Politica, adică intenția a fost clară să fie acest declin, așa cum aminteam. Eu sunt îngrozită pentru că este și vina noastră, așa ca populație, vreau să spun, nu a dumneavoastră, a corpului medical, că doar ce să faceți dumneavoastră, nu puteți crea condiții. Am rugămintea călduroasă. Din punct de vedere al patologiei doamnelor, în calitate de medic ginecolog, care erau patologiile în urmă cu 20-30 de ani și care sunt acum? Pentru că mie mi-este foarte greu să înțeleg. Nu auzeai înainte să fie femeia infertilă sau și bărbatul, dar erau cazuri extrem de rare, extrem de rare, și acum majoritatea sunt infertile. De ce? La vremea la Nu greșesc deloc. La vremea la care eu am început această meserie, am făcut un curs de fertilitate și sterilitate pentru că am fost stimulat de domnul doctor Gogonea, un nume cunoscut în acest oraș și pe care, bineînțeles, că îl salut dacă cumva ne aude. La acea vreme, aproximativ 6-7% din populația fertilă avea probleme de infertilitate și sterilitate. La ora de față, procentul a sărit la 30% din populația tânără. Cuplurile tinere au probleme de sterilitate, infertilitate, din care alți 30% aparțin bărbaților, ceea ce înainte a devenit o nouă patologie, ceea ce înainte era îngrozitor de rar. Factorii care eu cred că pot fi incriminați... Deci 6-7% la doamne, da? În urmă cu... La bărbați nici nu prea auzeam. Așa, atunci. Atunci. Acum 30%. În jur de 30%, da? Din și din aceste 30% tânără. De cupluri, 30% e cauză masculină, ceea ce la început nu prea era deloc.
Adică și eu cred că în principal factorii sunt de peristază, tot ce ne înconjoară ca idee, dar stresul și un comportament... Vă rog să spuneți ce înseamnă peristază, pentru ca să înțeleagă oamenii despre ce peristază spune. E practic tot ce ne înconjoară, mediul ambient, clima, tipul de alimentație, așa, activitatea pe care o avem și la care adăugăm stresul cotidian, care astăzi este însuțit, după părerea mea, mai mare decât atunci când am început eu această meserie. Ai, domnule doctor, nu, m-ați luat cu peristază, nu. Sunt cauze alimentare, sunt și cele de stres, da? Sunt bărbați care stau la volan toată ziua sau unii toată noaptea, este și aceasta o cauză, absolut, da? Absolut. Pentru că aparatul genital este la exterior, nu întâmplător. Da. Nu? Da. Și la noi parțial este în interior, deci aparatul reproductiv este în interior, da? Avem ovarele la bărbați, ovarele lor sunt afară, pentru că au nevoie de o altă temperatură, greșesc, corect, domnule doctor? Corect, corect. Și când stă acolo, stă la volan, taximetristul, tiristul și așa mai departe, altul care stă la birou, nu? 10 ore, 12 ore nu se mișcă, atunci cum să mai... Nu, cum să mai se reproducă? Deci asta este, că peristaza e până la urmă buba la cap, ce să mai discutăm. Trebuie să apelăm la colegii dumneavoastră de breaslă, dar de altă specialitate. În orice caz a devenit o problemă și rezolvarea acestor cazuri comportă un timp îndelungat, câteodată cheltuieli mari și a devenit într-adevăr chiar un oarecare handicap pentru acele cupluri care nu reușesc să aibă un copil. Chiar și în condițiile astea grele de crescut cum sunt la noi, femeia din România își dorește, cuplurile din România, familia își doresc copii. N-am prea întâlnit cupluri tinere care să nu-și dorească măcar unul, dar uite că a apărut această patologie care este efectivă a generației. Alte cauze, domnule doctor, în afară de alimentare și acelea de care aminteam și dumneavoastră ați confirmat că nu bat câmpii și că este o realitate. Când stă bărbatul 10-12 ore pe scaun, da? Fertilitatea unei femei, după cum știm probabil cu toții, este dată de buna funcționare a aparatului genital. Începutul vieții sexuale mult prea devreme și într-o oarecare promiscuitate legată de igiena vieții sexuale. La 12 ani dați-mi voie să spun că aia nu e viața sexuală, habar n-are ce. E deja nașterea, deci, pe România, nu? Și vreau să zic că promiscuitatea vieții sexuale duce la îmbolnăvirea aparatului genital feminin prin inflamație sau altfel și o mare parte dintre femei rămân sterile. Apariția libertății avortului abuziv. Abuziv. Poate să ducă iarăși la probleme de fertilitate și sterilitate, care sunt niște certitudini. Deci sunt factori care au apărut de 20 și ceva de ani, aparțin acestei generații. Și atâta vreme cât, că și eu mă duc și nouă generații noastre de vină, să spunem, încă nu există programe, tot statul ar trebui să le facă, programe naționale de educație reală. Începând de la o fetiță de 10-12 ani, atunci ar trebui începută educația de când îi vine menstruația, că acum mai vine mai devreme decât la alte generații. Ar trebui făcută o educație igienică, sanitară, sexuală, corectă, pentru ca această tânără fetiță să nu devină pe această problemă pacienta noastră. Domnule doctor, eu obișnuiesc și vorbesc așa cum vorbesc și cu academicianul și cu cel care mătură pe stradă și telespectatorii știu. Voi continua așa, de ce am subliniat acest aspect? Pentru că nu vreau să vă surprind și să considerați că este o agresiune verbală. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În opinia mea, eu admit că sunt depășită, că am îmbătrânit, că sunt o altă generație, că... însă m-am documentat, nu acum, de-a lungul timpului. Veșmintele intime, deci lenjeria intimă. Domnule doctor, am rugămintea călduroasă să ne spuneți. Când umblau cu budigăi bărbații cu chilot, cu mânecuță, nu era întâmplător. Da? Da, este adevărat. Da? Este? Vă rog să comentați acest aspect, după aceea mergem către doamne.
Da. Da? Acest aspect, evident că a influențat potența masculină și în afară de potență, care să spunem că se referă la erecție și la întreținerea unui act sexual corect, și glanda, la producția de spermatozoizi, exact, glanda testiculară a devenit mult mai leneșă. Pe de altă parte, numărul de spermatozoizi pe mililitru care au anomalii, care sunt fără cap, sunt ciuntiți de coadă și care evident nu pot să fertilizeze, sau numărul de spermatozoizi care pot transmite o boală genetică, a crescut exponențial. Deci există niște riscuri și niște probleme care sunt și în domeniul bărbatului redutabile. Oameni buni, nu te stârnește lenjeria intimă, și nu vorbesc cu seniorii, vorbesc cu tinerii. Și cu seniorii, dacă chiar iară sună ceva. În fine, nu e nicio problemă. Aveți două telefoane, trei, câte aveți? Dar asta e pe silence. Aha, aha, am înțeles. Nu contează cum arată în fond lenjeria intimă. Nu asta te stârnește. Afectivul te stârnește. Dom'le, epilează-l pe bărbat. Că dacă nu, nu e cool. Da? Păi ce-mi vii tu mie așa păros aici? Nu că-l epilează pe piept, peste tot, în zona genitală. Tu mi-ați înnebunit, am înnebunit? Ce-i asta? Dă-i boxer să fie cât mai... Zici că e în gips acolo. Ce aveți? Ei, ați auzit, confirmă o voce autorizată, un medic cu experiență, și după aceea vă plângeți, doamnele, poate că vă pot schimba ușor pe dumneavoastră, domnii. Sunt probleme, mi-a spus un banc în urmă cu vreo 8 ani, nu pot să-l spun, dar l-am reținut, eu nu știu să spun bancuri, nu am haz când le spun, dar nu vi-l pot împărtăși. Așa că ne întâlnim, vi-l pot spune, e tare, tare fain. Un banc de specialitate. Domnule doctor, am rugămintea călduroasă să trecem către ținuta doamnelor, că și aceasta este o problemă. Nu vorbesc de rinic, de mijloc, de nu știu ce, nu. Nu vă spun. Am vrut să vă spun ceva, dar nu vă spun. În ceea ce privește tanga, eu m-am documentat și am înțeles așa. Șnurul acela, dincolo de faptul că este o modă tribală. Triburile din Africa, este cald, n-au ce să pună pe ei, au băgat un șnur în fund și un petec în față, da? Pentru că nu aveau și pentru că sunt acolo unde sunt ei, în triburi și mă rog. Am împrumutat multe, cercel în nas, în urechi, în buric, în alte zone, ca să nu spun așa, nu erectile, că gata, sunteți morți, mulți dintre tine, funcțional vreau să spun. Ei, am înțeles așa, șnurul acela, cât te freci toată ziua și te plimbi și transpiri și sunt secreții și așa mai departe, dinspre anus se duce spre vagin și se face un transfer de tot felul de bacterii și de tot felul. Greșesc, domnule doctor? Nu, e corect. De ce nu le spuneți, doamnelor? Mă rog, sau poate că le spuneți. Ocazional le spunem și din punctul de vedere al acestei expuneri, apropo de... Triburile respective trăiesc totuși la o altă temperatură medie, anuală. La noi acest lucru nu există și problemele de această modă a indus o patologie inflamatorie care afectează clar aparatul genital reproducător intern, adică ovarele și trompele mai ales. Se înfundă trompele, se inflamează, nu mai poate rămâne femeia gravidă. Deci din această cauză, din această cauză a apărut o nouă încadrare, se numește boală inflamatorie pelvină. Deci e o inflamație care cuprinde pelvisul, în care se găsesc aceste organe reproductive și care odată ce sunt compromise, modalitățile de tratament alopat, adică cu pastile, injecții, da, nu mai are efect. Nu are efect. Modalitățile de tratament chirurgical, inclusiv laparoscopic, au un procent de reușită de 20%. Deci din punctul ăsta de vedere sunt într-adevăr probleme care sunt generate fără doar și poate și de comportamentul vestimentar inadecvat pe care l-au unele tinere mai ales. Da, mai avem doar 4 minute. Am vrut neapărat să subliniem aceste aspecte. Ar fi atât de multe subiecte, atâtea întrebări aș dori să vă adresez, dar poate că ne mai vedem. Au mai rămas 3-4 minute. Dar dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun un lucru care consider... Nu pot să plec de aici. Vă rog.
noi ne îngrijim de soția noastră, de fata noastră și ar trebui să-i explicăm că prevenirea bolii se poate realiza numai printr-un control anual, periodic, la medic. Da. În ziua de astăzi acest lucru este posibil, s-ar putea preveni cancerul de col, cancerul de uter, cancerul de ovar, cancerul de sân. De 6 ori au crescut incidența cancerelor genitale în România și suntem pe penultimul loc din Europa la depistarea tardivă a cancerului de col uterin. Deci, doamnelor, în dragoste față de dumneavoastră, vă invit să vă permiteți o dată pe an să faceți un control care v-ar putea scuti de această patologie care omoară, în spiritul dragostei față de dumneavoastră, copiii dumneavoastră și familia dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să atrag atenția. Dar cum să nu? Vă rog, chiar este foarte bine venită. Și nu există programe naționale, că asta pe mine mă doare, ca și pe dumneavoastră. Adică, trebuie să-i forțăm până la urma urmei, că noi suntem stăpânii lor, nu ei sunt stăpânii noștri. Nu. Cei care pretind că guvernează această țară, ei sunt în slujba noastră și le-am spus de nenumărate ori. Ești sluga neamului tău, așa cum sunt și eu și fiecare trebuie să fiu în toată noblețea înțelesului acestui cuvânt. Da? Nu că v-aș simți dumneavoastră lezați, cei care pretindeți că ne conduceți, ci pentru că nu ne slujiți cu credință și nici măcar nu aveți potențialul necesar. Da, dacă ne mai dai 2 minute, Dane, este bine, cred că mai avem, da? Minunat, mai avem, e generos domnul regizor astăzi. Da, eu mă întorc la tanga. Doamnelor, nu e glumă. Vă relatez, absolut. Am mai spus asta pe post în urmă cu 4-5 ani, sper ca cei care m-au auzit atunci să nu mă audă și acum. Am o cunoștință, o doamnă din înalta, așa de cam din prima, a doua, al doilea eșalon, socialmente vorbind. Și o doamnă corpolentă, un bazin generos, forme rubinsiene, da? Încep să revină în modă. Un soț mai tânăr, puțin mai tânăr. Și ce s-o fi gândit doamna la un moment dat? Hai să-l mai stimuleze cumva. Și a pus tanga. M-ați înțeles? Corpolentă, forme generoase. Și zice, bă, am umblat eu o zi, două, trei, și era să-i spun numele domnului, prenumele chiar. Și spune, mă, Costică, în a treia zi, femeia disperată. Bă, dar tu nu vezi, nu te uiți, nu zici nimic, nu mă admir, nimic. Și omul, da, bun, e bine, da. Și băi, am făcut hemoroizi în astea 3 zile, deci iritație, bine, n-a făcut femeia chiar hemoroizi, dar e o iritație. Cele care sunt așa, piele și os, nu au formele acelea, s-au și obișnuit, dar nu este sănătos. Vine și vă confirmă vocea cât se poate de autorizată. Dincolo de asta, sunt probleme de igienă, de alte cele, în care nu intru eu acum, pentru că nu e rostul meu. Și în ceea ce privește problematica bărbaților, ați văzut, domnul doctor confirmă. Nu întâmplător au nevoie de o altă temperatură. Absolut. Și sunt la exterior nou testicolele, că ar fi și la ei la interior. Nu? Când stau acolo la birou și patronii, corporațiile, vă țin acolo, vă gălbejiți la față, vă prostiți la minte, iată că nici aparatul de reproducere. Sedentarismul din ziua de astăzi ar putea fi combătut prin activitate sportivă. În cadrul unei activități sportive, evident că mișcările, indiferent de forma de sport, mișcările organismului bărbatului sunt ample și drept pentru care se revitalizează zona. Ați înțeles? De ce faceți dacă sunteți epilat, aranjat și... Domnule doctor, vă mulțumesc din toată inima. Sper să ne revedem cu amabilitatea dumneavoastră să continuăm aceste subiecte, pentru că sunt de folos și să le mai spuneți doamnelor ce este de făcut pentru a elimina riscurile, mai ales acelea catastrofale cu privire la afecțiunile maligne generate de ceea ce știți dumneavoastră foarte bine. Vă mulțumesc frumos și vă sugerez ca de obicei, pentru ca să avem o viață suportabilă, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!